Prețul mieilor va rămâne același ca anul trecut, așa spune o parte din crescătorii de oi din țara Făgărașului. Bun găsit la știri, doamnelor și domnilor, sunt Simona Babeț. Această veste vine în întâmpinarea cumpărătorilor înainte cu două săptămâni de sărbătoarea pascală, așa că făgărășenii care nu concep masa de Paște fără friptura de miel vor trebui să scoată din buzunar 20 de lei pe fiecare kilogram de carne sau chiar mai puțin. Gheorghe Bruda din Galați are în gospodăria sa peste 100 de oi. Cu mai este puțin până la sărbătoarea Învierii Domnului, el și-a făcut și câteva calcule, astfel că fermierul speră că va vinde peste 30 de miei din cei pe care îi are. Asta acum l-am scos de la, cum le spune, cei zburători. Eu zic că, în funcție de și criza care este, să meargă prețul tot ca anul trecut, că nu sunt bani, nu au oamenii bani ca să... Toate că noi am cheltuit mai mult acum porumbul și ce am cumpărat să le dăm și da, ne gândim și la oameni că n-au bani oamenii. În ceea ce privește prețul cu care se va vinde carnea, rămâne de văzut. Situația financiară, care se regăsește în acest moment în majoritatea familiilor făgărășene, va cântări mult la stabilirea prețului de vânzare a mieilor. De aceea, cel puțin Gheorghe Bruda a stabilit încă de pe acum că își va vinde miei tot la același preț ca și anul trecut. Pentru Paște acum în jur de 40, că, din cauza că anul trecut am băgat berbecii târziu, deci prin 20 octombrie, din cauza secetei care a fost, că n-am făcut furaje destule pentru el și pentru ei, și a zis că să fete mai prin martie, nu al martie, la jumătatea al martie încolo. Și ce s-a acum mai mari de dată, să ce-au fost mamele lor în sterpede, s-au împerechea mai devreme. Acum ieluții au plecat la câmp, însă peste două săptămâni ei vor fi selectați și se va alege care va fi de vânzare și care nu. Paștele este una din cele mai importante sărbători creștine din an și de aceea masa de Paște trebuie să fie una bogată în varietăți culinare. Astfel, de la masa de Paște nu trebuie să lipsească ouăle roșii, cozonacul, pasca, mielul și drobul. Teoretic, pentru că, practic, multe făgărășence s-au gândit că vor înlocui mielul cu carnea de pui sau de curcan. Nu, eu n-am bani de miel, eu sunt pensionară, domnișoară, n-am bani de miel. Am luat măruntaie și fac drob din măruntaie și în fața lui Dumnezeu tot așa e. Da, ied. Ied? Dar de ce nu miel? Aia e mai bună carnea. Deci veți avea pe masa de Paște friptură de ied, nu? Da, sigur. Nu, că e prea scump. 30 de lei la o pensie. Puțin. Cumpărăm carne de pui, de curcan și mai sănătos. Dacă vor lăsa din prețuri? Dacă o să fie 20 de lei sau 25, să zicem, acolo de o ciorbă. Crescătorii de oi din țara Făgărașului au avut de așteptat mai mult anul acesta pentru a-și vinde miei din cauza că sărbătorile pascale sunt abia în data de 5 mai. Astfel încât investiția cu hrănirea mieilor a fost mai mare, însă chiar și așa. Ei speră că vor putea să-și vândă marfa făgărășenilor și să nu ajungă la mâna intermediarilor care le dau un preț de nimic pe miei. Ar fi bine să se înființeze un centru de să se adune toți miei pentru export, să mergem noi să-i dăm, nu să vină samsarii să ofere ei prețul că vor ei. Chiar am vorbit cu unii săptămâna trecută, unul oferi 9 lei la kilogram la viu, alții 10 și pa încă unul urca până la 12. Miei vor apărea pe piață în cel mult două săptămâni, așa că făgărășenii care se dau un vânt după carnea de miel vor putea pune în balanță dacă se merită sau nu să-și cheltuiască banii în acest scop. Cu siguranță, ei vor putea și negocia cu fermierii, astfel încât fiecare dintre ei să plece satisfăcut spre casă.